Primăria Megidia a pregătit o serie de activități care să îi facă pe locuitori să fie mândri că sunt români. Pentru a aduce un omagiu eroilor care au apărat de-a lungul timpului neamul, reprezentanții mai multor instituții din oraș, precum Primăria Megidia, Consiliul Local și Detașamentul de Pompieri Megidia, au depus în acordurile fanfarei militare coroane de flori. Urez un la mulți ani întregii românii, tuturor locuitorilor care sunt alături de acest pământ, această țară. Activitățile dedicate acestei zile au continuat în fața Casei de Cultură cu un program artistic, arborarea drapelului și intonarea imnului național. Oficialitățile și-au început discursurile cu urări pentru români. Spectacolul a continuat cu un program artistic susținut de fanfara Dan Spătaru. Fiecare român trebuie să sărbătorească, este ziua națională a noastră, a tuturor românilor. Astăzi, la zi de sărbătoare, toți membrii Asociației de Voluntari urează tuturor românilor, tuturor megidienilor un călduros la mulți ani și multă, multă prosperitate. La mulți ani pentru toți românii, le dorim sănătate cu ocazia Zilei României. Spectacolul s-a încheiat cu împărțirea 400 de porții de fasole. Așa cum servesc românii de fiecare dată de 1 decembrie cu ciolan, așa cum, deși încălcăm puțin regulile bisericești că e post, dar le iartă Dumnezeu că e ziua națională. Ia, bagă-l în față la...